Bună dimineața, dragii mei! Cred că v-ați trezit bucuroși astăzi și sper că v-a plăcut lucrul manual de ieri. Astăzi este Joia Mare și o să vorbim despre ce s-a întâmplat atunci. E bine, în țara evreilor, în Joia Mare începea o sărbătoare foarte importantă. Sărbătoarea azimilor. O azimă era o pâine nedospită. Și Domnul Iisus sărba asta împreună cu ucenicii săi. Spune Biblia că seara s-a adunat cu ucenicii săi și a luat o pâine, o azimă, a rupt-o și a împărțit-o ucenicilor săi. Tot așa a făcut și cu un pahar de suc de struguri, le-a dat ucenicilor săi să bea. Și pe când le împărțea pâinea și le dădea sucul de struguri, Domnul Iisus le-a spus că pâinea, de fapt, simbolizează trupul lui și sucul de struguri simboliza sângele lui care urmau să fie date pentru păcatele întregii omeniri. Și pentru că Domnul Iisus le-a zis să-și aducă aminte de acest lucru până va veni din nou pe pământ, vreau să ne aducem aminte și noi de seara aceasta prin lucrul manual de astăzi. Haideți să începem! Materiale necesare: o foaie A6, creioane colorate sau carioci, hârtie colorată, foarfecă și lipici. Avem nevoie de o foaie asemănătoare ca și mărime celei de ieri. O să scriem pe ea titlul. Joi. În Biblie zice așa: pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a mulțumit, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și noi vrem să facem o pâine. O pâine cum aveau evrei. Nu așa cum mâncăm noi, dospită, ci o lipie rotundă. Adică fără drojdie, doar făină și apă. Și o să decupăm. Și o să punem lipici pe ea. Îi scriem aici, Marcu, 14, cu 22. Și apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. O să facem și un pahar. Să punem lipici. Și scriem referința. Marcu 14 cu 23. Și vreau ca de fiecare dată să ne gândim la faptul că Domnul Iisus, în seara în care a fost vândut, a luat o pâine, a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor, a luat un pahar și le-a dat ucenicilor să bea, spunându-le să facă lucrul acesta spre amintirea lui de fiecare dată când au ocazia. Dragii mei, avem aici a patra foaie din cărticica noastră. După cum vedeți, le-am pus aici și pe primele trei. De-abia aștept să văd toată cartea. Pe mâine!